Catinca de la o casa iubirii o șochează la câteva luni de la despărțirea de Ștefan. Ce ar fi pățit în timpul relației? Acesta ar fi fost, de fapt, adevăratul motiv al separării, în ziua în care am aflat. Fosta concurentă a spus abia acum prin ce a trecut în timpul relației cu Ștefan. Catinca și Ștefan au început o relație după ce tânărul a părăsit o casa iubirii. Pentru o vreme, au părut extrem de fericiți împreună, până când și-au spus eu adio și au început să se înțepe reciproc în mediul online. Abia acum însă, după luni de zile de la despărțire, fosta concurentă a făcut o dezvăluire neașteptată despre motivul separării lor. Pe rețelele de socializare, Katinka a mărturisit că, fix de ziua ei de naștere, a aflat că fostul iubit se întâlnea și vorbea cu alte domnișoare pe la spatele ei. Îți poți da seama când cineva trece prin ceva, E un ziua în care am aflat că se văzuse cu o altă fată și vorbea cu cine apuca pe la spatele meu, a scris Katinka, alături de o fotografie publicată pe TikTok. Fanii tinerei s-au dus imediat cu gândul la Ștefan și au vrut să vadă o reacție din partea lui, așa că l-au etichetat în comentarii, întrebându-le dacă este adevărat. Așa făceai, Ștefan? Este unul dintre comentariile lăsate de fanii Katinkăi la postarea acesteia. Val de mesaje pozitive către Katinka. După ce i-au văzut postarea fostei concurente, internauții au vrut să-i fie acestei alături cu vorbe bune și încurajări. I-au transmis că va găsi, cu siguranță, un bărbat potrivit pentru ea, însă nu au putut ignora nici tristețea pe care aceasta o avea în ochi în ziua în care a aflat că a fost strădată de fostul partener. Cati, ești o femeie superbă din toate punctele de vedere. Nu uita niciodată valorile tale ca om și nu renunța la iubire. Omul făcut pentru tine e undeva și așteaptă să-și facă apariția. Ai nevoie de un bărbat, nu de un băiețaș. Ești o femeie puternică și totul se va rezolva cum vrea Dumnezeu. Se vede durerea în ochi. Toate sunt trecătoare, înseamnă că nu fost omul tău. Capul sus, că nu se termină lumea la un mascul, i-au transmis internauții Catincăi.